Au distrus aproape 30 de morminte din teribilism și inconștiență și au răsturnat cele 120 de pietre funerare. Distracția lor la băutură va fi aspru pedepsită. Polițiștii i-au identificat pe cei 4 autori ai faptelor inexplicabile. În urma cercetărilor efectuate, alți 3 tineri au fost identificați de polițiști. Aceștia sunt bănuiți că au participat la comiterea faptelor din noaptea de marți spre miercuri. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoșani, urmând ca astăzi pe numele lor să fie formulată o măsură preventivă, iar în cauza se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de morminte și distrugere. Primul dintre indivizii prinși a fost pus sub control judiciar. Cel mai probabil, aceeași măsură va fi aplicată și pentru ceilalți 3. Între timp, la cimitir a început refacerea mormintelor.